Lează, cum se spune, sentințele pe care le dau cu materialele și rechizitoriile primite de la procuror. Și a spus că nu e normal, că judecătorul trebuie să țină cont de ceea ce îi prezintă procurorul. Și asta v-am spus, sunt trei pe care le spun din memorie, dar 30 găsim în 5 minute dacă ne uităm pe Google, fără să avem vreo monitorizare. Asta înseamnă că președintele dă indicații instituțiilor statului. Acum eu nu știu dacă e rău sau e bine, dar dacă e bine că ce-a făcut Traian Băsescu, e la fel de bine ce-a făcut și Gioană. Dacă e rău, e rău și la unul și la altul. A spus la cazul general, a spus care este percepția și a cerut instituțiilor să lucreze. N-a nominalizat, anchetează-l sau nu-l anchetează. Aici este o încălcare foarte gravă. Pentru că vreau să vă spun, eu nu înțeleg în ce fel de calitate oficială a spus domnul Gioană. Deci, de președinte al Partidului Social Democrat a cerut parchetului, de președinte al Senatului. Dar să spun cine, deci... Păi nu, în momentul când invoci o calitate oficială, invoci calitatea instituției pe care o ai în spate. În modul actual, așa cum văd eu, el s-a folosit de prerogativa că este președintele Senatului. Și ca președinte a unei instituții extrem de importante din țara asta, a cerut imperativ unei alte instituții să facă ceva. Ceea ce despre asta vrea să vorbească mai întâi cu senatorii ca să vadă punctul lor de vedere? Bun, haideți, domnul Spânu, că iară mi-aduc aminte când a fost chestia cu... scuzați-mă. Când a fost chestia cu Săftoiu, a ieșit purtătorul de cuvânt, când a spus Săftoiu că Băsescu ascultă asta. A cerut parchetul și autosesizeze. Exact. Și purtătorul de cuvânt al președintelui a cerut parchetului să se autosesizeze în cazul Săftoiu, care a spus că Traian Băsescu îi ascultă pe ceilalți lideri politici. Dacă stăm să ne gândim, mergem pe raționamentul domnului Boc, înseamnă că domnul Traian Băsescu, care și-a pus purtătorul de cuvânt să facă asta, n-ar fi un om politic adevărat. Adică, dacă punem cap la cap informațiile... Nu, în momentul când faci niște lucruri, dumneavoastră vi s-a părut normal să vii tu din calitatea de trei calități, și de președinte a PSD-ului, și de președinte al Senatului, și de candidat sau posibil candidat, să ceri la televizor. De ce n-a făcut acest lucru într-o hârtie? Dar de ce dumneavoastră n-a făcut cu Săftoiu acest lucru? Dar eu vă întreb pe dumneavoastră că sunteți aici în studio. Ați descoperit aceste lucruri. De ce n-ați făcut o sesizare către DNA, parchet și așa mai departe, în care judecăm atașați pe formă și nu pe fond, domnule deputat, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Să se rezolve, domnul să deputat, dumneavoastră poate sunteți mai nou în politică. Acum vreo 3 ani de zile DNA-ul s-a sesizat celebră chestia asta de la Money Channel, că a auzit că e vorba de ceva despre QR-ul și poșta română acolo și a început mare anchetă. Deci DNA-ul, dacă a văzut pe Money Channel pe care îl văd, nu știu, 0,5% cred că are rating, cu tot respectul pentru postul respectiv, dar ăsta e. Dacă a văzut după aia în toată presa că apare un scandal despre Mircea Băsescu, cu atât mai mult ar fi trebuit, de exemplu, să se autosesizeze. Domnule David, credeți că președintele Senatului și șeful PSD avea dreptul să facă asta ca să lămurim situația? Că, de fapt, nu asta e subiectul, subiectul este altul. Discutăm foarte mult dacă putea sau nu să o facă, putea să o facă în orice calitate. Bine, nu mai discutăm dacă nu. Dar în orice caz, cred că el a făcut-o mai degrabă ca să marcheze intrarea într-o competiție electorală foarte tare. Domnule, are dreptate să ceară DNA-ului asta? Poate că cere oricine. O putem și noi cere, chiar acum în emisiune, putem să cerem DNA-ului în mod public. N-a angajat instituțional Senatul. Eu nu am înțeles că Senatul a îndorsat această solicitare și a făcut-o ca și cum ar fi reprezentat. Dar în care calitate oficială a spus? Cer în calitate oficială. Care este calitatea oficială? Întrebați-l pe domnul Gioană. Nu pentru cred că acum am o reacție de la două societăți foarte importante care apără, să spunem, independența atât a justiției cât și a instituțiilor. Este pe New Zealand. Vă rog. Care spun că domnul Gioană nu avea dreptul și nicio autoritate să ceară celorlalte puteri din stat, socoteală parchetului sau instanțelor pentru modul de soluționare a unui caz concret. Domnule, dar ce a cerut? Iertați-mă, haideți că e o nebunie în țara asta, pe cuvântul meu. Deci, știți cum suntem acum, ca în situația în care un român se judecă de 9 ani pe formă și nu pe fond, domnule. Este ca și cum ar face o influență aproape, cum să spun, tușată către justiție. Vă rog să vă sesizați pe acest caz, pentru că efectul transmis era, sigur sunt vinovați cei doi. Vă rog să anchetați. Nu, n-a fost ăsta. Citit declarația domnului Gioană? Ați văzut-o la televizor? Văzut-o la televizor. Și vi s-a părut că a spus că este vinovat Băsescu? Păi în momentul în care vii și spui că... Păi totul se leagă de numele Băsescu. Eu n-am auzit alt nume. N-am auzit ca să ceară să se autosesizeze și în cazul dumnealui personal. Pentru că au apărut în presă o groază de lucruri. Bine, când dumneavoastră veți cere DNA-ului să se autosesizeze în legătură cu dumneavoastră, eu o să plec din țara asta, vă dați seama. Adică, dacă este corect, să o facă în tot. Are, păi da. Deci,
Tot timpul vorbim de numele Băsescu, Băsescu, Băsescu. V-am spus, în ultimul timp s-au uitat. Ba da, domnul Ciudică, un exemplu foarte concret. Președintele Băsescu, supărat pe o declarație a domnului Săftoiu, a făcut același lucru prin purtătorul de cuvânt. A cerut parchetului să se autosesizeze în legătură cu declarațiile lui Săftoiu, da? Eu știu că a trimis și o informare oficială. Deci a făcut o plângere contra domnului Săftoiu, da? Oficial, a făcut plângere privind aceste declarații. Și atunci, făcând o plângere, parchetul sau instanța respectivă va trebui să... Doamna trebuie să trimită foaia la parchet, asta era ideea, da? Nu ești la televizor, deci dacă vreau să fac așa ceva... Dar nu cred că asta este o condiție. El a invocat calitatea oficială. Dar are legătură. Singura calitate oficială. Domnul Băsescu era vizat de domnul Săptoiu. Deci era, se considera... Domnul Băsescu e vizat de toată lumea. N-a făcut domnul nicio funcție. A cerut parchetului să se sezeze de la Cotroceni, așa cum a făcut și Joana. În care calitate oficială, vă întreb încă o dată? Domnul deputat, dumneavoastră ați venit aici să faceți diversiuni în emisiuni? Nu fac diversiuni, discut despre orice vreți dumneavoastră. Ce contează în ce calitate de cetățean român? Orice om din țara asta are dreptul să se sesizeze DNA-ul dacă vede o faptă penală. Deci dacă e chiar obligat potrivit Constituției. Dacă era cetățeanul Mircea Joană și spunea, uite, vreau să mă pun plângere, absolut ok. Și președintele senatului înțelege că nu e cetățean. În momentul în care invoci calitatea oficială a instituției pe care o are în spate, e o problemă. Ce problemă? Vreau să vă mai spun ceva. E o problemă instituțională, constituțională. Nu ai voie să faci acest lucru. Cine spune, domnule, nu mai spuneți tâmpenii la televizor, vă rog eu frumos. Deci, eu vă rog să... Adică n-are voie un președinte de instituție din România să ceară parchetul dacă vede general, o fază penală, n-are voie să se sesizeze? Deci cere parchetului general să-i explice dumnealui, în calitate oficială care o are, de ce l-a arestat pe domnul Becali, de ce nu l-a arestat pe domnul, cum îl cheamă, din Dolj, da? Bineînțeles. Dumneavoastră vi se pare corect. Da, deci e un tratament diferit în legătură cu două persoane care aduc gravă atingere ordinii publice. Deci vi se pare aici un fost ministru de interne să vă explice. Ca eu, de exemplu, sau dumneavoastră, eu în calitatea mea de deputat, să vin să cer acest lucru. Să aveți spun, obligația. De ce l-ai arestat și nu l-ai arestat? Aveți obligația să o faceți dacă sesizați o faptă penală. Înseamnă că pentru că și deputat, și senator, și ce vreți dumneavoastră, tot cetățean român să absolut. Vezi. Dar cum poți să ceri unei instituții să explice ție de ce l-ai arestat pe unul și nu l-ai arestat pe altul? Trebuie să explice public, nu mie. Nu lui, public se explice de ce această diferență de tratament. Știți că întrebarea asta mi-a pus-o șefa de la machiaj de la Antena 1. Dar cred că ne punem toți întrebările. Da? Toți întrebările, dar oamenii nu putem intra cu vocanții în justiție. Deputat, așa proastă cum e, sunteți... așa... Cu tot respectul pentru noastră și pentru partidul pe care îl reprezentați. Încă o dată, oamenii își pun întrebări simple. Dacă auzi că e vorba despre un om care, da, un individ care a fost, e acuzat că ar fi, mă rog, e suspectat că ar avea, ar fi pericol public, da? Dom'le, îl țin arestat că e pericol public, da? Pentru că a săvârșit o infracțiune cu violență, să zic așa, da? Violentă. Și auzi și de altul care are aceeași umbrelă deasupra capului și vezi că cu unul se poartă lumea așa și cu altul se poartă așa, este evident că spui niște întrebări. Aveți absolută dreptate. Aveți absolută dreptate. Eu mi le pun. Deci, toată lumea deci spune, dar nu vii în calitatea oficială, ar trebui, avem Consiliul Superior al Magistraturii, care poate vine dacă vrea să explice, dar eu ca parchet să vin să solicit cui? Judecătorului care a pronunțat această sentință, să o compar cu cealaltă sentință și să vin la televizor. Haideți cu voia dumneavoastră. Faceți o plângere împotriva domnului Joană și judecați-vă. Dar nu vreau să fac plângere împotriva domnului Joană. Tot tăvălugul ăsta de comentarii, de declarații a fost iscat, să zic așa, a fost urnit din loc de o declarație a domnului Mugur Ciuvică, de o declarație a domnului Sorin Roșca Stănescu. Ambele, cele două declarații au fost făcute în legătură cu niște afaceri ale familiei prezidențiale, domnule deputat. Sper că sunteți de acord cu mine, absolut. Da? Cu voia dumneavoastră, astăzi mai aflăm de o informație, da, care vizează niște afaceri ale familiei Băsescu la Constanța. Mai multe știe colegul meu Andrei Bădin. Te rog, Andrei, explică-ne despre ce e vorba și încercăm să obținem și o reacție a domnului Mircea Băsescu, fratele președintelui Traian Băsescu. Te rog, Andrei. Deci, pe scurt, afară de cele 30 de hectare de care a spus domnul Ciuvică, dacă nu mă înșel, nu, domnul Ciuvică, 30, mai e vorba încă de 2 hectare de teren obținute de firma, de o altă firmă a domnului Băsescu, este vorba de firma MB Consult Company SRL, în care domnul Mircea Băsescu este acționar unic și administrator. Deci 2 hectare de teren obținute pe malul lacului Techirghiol. Mai precis, avem aici puzul pentru acest teren în zona dintre digul 1 și 2, de pe marginea lacului, 2 hectare de teren obținute prin concesionare fără licitație în 2005, iar aici avem puzul din 2007, în baza căruia îi se dă domnului firmei, domnului Băsescu, autorizația să amplaseze acolo niște case de vacanță, pe 1642 de metri, iar restul de 10.000 de metri pentru să-l amenajeze ca spațiu verde din această proprietate.